Până vireră, toată țara vor fi precipitații moderate cantitativ, local 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat, în în nord, vest și centru, 30-40 de litri pe metru pătrat. Până miercuri seară vor fi mai ales averse de ploaie, izolat însoțite de descărcări electrice. În Transilvania și în Maramureș vor fi ploi, dar și perioade cu lapoviță și ninsoare, cu precădere în noaptea de miercuri spre joi și în cea de joi spre vineri, pe locuri și temporar cu depunere de strat de zăpadă. Trecător precipitații mixte se vor semnala și în zonele de lucru din restul teritoriului. Valorile termice diurne, care se vor înregistra în miercuri și joi, vor caracteriza o vreme deosebit de rece pentru mijlocul lunii aprilie.